Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la știrile Mondo TV. Iată care sunt titlurile ediției. Cu numai o zi înainte de a împlini 26 de ani, George Berca, fiul fostului primar al municipiului Petroșani, Gheorghe Berca, și-a pus capăt zilelor. El a fost găsit spânzurat azi dimineață. În Valea Jiului nu se vinde carne de cal. Asta s-a constatat în urma unor controle riguroase efectuate în toate carmangeriile și magazinele din zonă. În schimb, s-au găsit alte nereguli. Prima bursă a locurilor de muncă din anul 2013 a adunat la Petroșani zeci de persoane aflate în căutarea unui job. Tragedie în familia fostului primar al municipiului Petroșani, Gheorghe Berca. Fiul acestuia de numai 26 de ani și-a pus capăt zilelor, fiind găsit spânzurat în această dimineață într-o hală de ambalare a peturilor în apropierea cimitirului central. Cu numai o zi înainte de a împlini 26 de ani, George Berca, fiul fostului primar al municipiului Petroșani, Gheorghe Berca, și-a pus capăt zilelor. El plecase de acasă încă de ieri după amiază, iar în această dimineață a fost găsit spânzurat în hala de ambalare a peturilor pe care o deținea în zona cimitirului central. Afacerea sa părea să nu mai meargă bine, iar problemele financiare l-au copleșit. Tatăl său a fost cel care a anunțat dispariția sa la poliție. Dimineața zilei de 22 februarie, la poliția Petroșani s-a prezentat o persoană care a reclamat faptul că fiul său, în vârstă de 26 de ani, a dispărut de la domiciliu din data de 21 februarie, orele 17. În baza acestei sesizări s-a constituit de urgență o echipă operativă care au început efectuarea de activități specifice pentru depistarea persoanei dispărute. În timpul în care aceste activități erau în curs de desfășurare, ofițerul de serviciu a fost sesizat pe 112 cu privire la faptul că pe strada Plaiului din municipiul Petroșani se află spânzurată o persoană de sex masculin. Echipa operativă care s-a deplasat la fața locului a stabilit faptul că într-o hală industrială se află într-adevăr o persoană de sex masculin spânzurată. Asupra cadavrului a fost găsit un înscris prin care acesta își cerea scuze pentru gestul pe care l-a făcut. George Berca, tânărul de numai 26 de ani, a lăsat în urma sa multă durere și întrebări la care nu se va mai găsi niciodată răspuns. Probleme financiare, nu-i mergea firma cum trebuie, dar în rest... Avea o firma lui? Da, da. Și cum s-a întâmplat? Nu știu, aseară, pe la 5, a ieșit din casă, a zis că se duce și să... ducă un transport de peturi acolo unde a fost găsit spânzurat și ne-a sunat pe la 9 prietena lui că nu răspunde la telefon. Am început să-l căutăm cu telefonul, avea două telefoane asupra lui. Nu ne-a răspuns absolut deloc, am ieșit prin ora să-l căutăm. Am venit la 4, ne-am băgat eu și soția în pat și... dimineața m-am dus direct la poliție. Între timp, unul dintre prietenii lui, cel mai bun, s-a dus și l-a găsit spânzurat. Mâine urma să împlinească 26 de ani? Exact. Ne-a făcut... ne pregăteam să-i sărbăm ziua, anunțasem veniseră rudele. Cu știrea lui, totul făcut, nu fiecare an contează și uitați ce necaz pe capul nostru. Vecinii au numai vorbe de laudă la adresa tânărului și a familiei sale. Doamne, nici era băiat cu minte, respectos. Uite, și avea mașina de acolo cu numele de Bulgaria, era lui. A, aia noastră? Da, aia din mijloc. Și el strângea peturi de astea, avea o firmă de strângea peturi. Nu, chiar îi mergea foarte bine. Chiar foarte, foarte bine. Chiar am vorbit cu el, că am fost în spital acum 3 săptămâni. Am stat 3 săptămâni și numai acum am ieșit. Și azi am văzut-o pe sora sa și pe cumnatul său că a venit de la Deva, dar... nu am cuvinte, nu știu ce să zic, ce nu fi dermit, să nu-i fi mers în afaceri, ceva. Fiind diferență mare de vârstă între noi, nu-i cunosc când de aproape preocupările.
îl cunosc mai mult din faptul că sora lui a fost colegă de generație cu fiica mea. Dar asta nu presupune că îl cunosc pe el, ce făcea și cum făcea. N-are rost să mă aventurez în supoziții, nu cunosc, deci nu cunosc efectiv. Nu. Pe domnul Berca și pe părinții domnului Berca îi cunosc, oameni respectuoși, oameni deosebiți, deci nu, iar ce se ascunde în spatele evenimentului, n-are rost să vă zic, că nu știu. În Valea Jiului nu se comercializează carne de cal. Magazinele și abatoarele din zonă au fost verificate la sânge în ultimele zile. Scandalul comercializării cărnii de cal în Uniunea Europeană a făcut ca și unitățile de comercializare și preparare a cărnii din Valea Jiului să fie luate la control de inspectorii sanitari veterinari. A trebuit să controlăm toate unitățile care depozitează, care procesează și comercializează carne și în acest sens am verificat toate măcelăriile, toate carmangeriile și magazinele alimentare care comercializează carne și produse din carne. Am recoltat probe de produse de carne, probe de preparate pentru examen fizico-chimic și bacteriologic și de asemenea am verificat condițiile de igienă și respectarea normelor HACCP, respectiv procedura de igienizare și curățenie prin probe de sanitație. Am recoltat în acest sens peste 1200 probe de sanitație și aproape 100 de probe de carne, produse de carne, brânzeturi. Și în urma verificărilor, la unele magazine s-au găsit și nereguli. Am constatat anumite neconformități în ceea ce privește etichetarea și condițiile de igienă, fapt pentru care am aplicat un număr de 6 contravenții la măcelării și carmangerii, între 600 și 800 de lei. Dați-ne un exemplu vis-a-vis de etichetarea greșită. Etichetarea greșită nu are lotul și data expirării produsului respectiv. Nu s-au identificat înlocuiri de specie, respectiv vită înlocuită cu cal sau miel, oaie cu câine, pisică. De altfel, medicii sanitari veterinari spun că pentru organismul uman carnea de cal nu este nocivă, ci din contră. În Valea Jiului nu există niciun punct de comercializare a acestui tip de carne. Numai datorită faptului că tradiția românească interzice sau face în așa fel încât oamenii să nu consume carne de cal, deși are o valoare nutritivă crescută, mai mare decât carnea de vită, decât carnea de oaie, prin conținutul de mioglobină și fier și de asemenea de omega-3. Suspiciuni în ceea ce privește acordarea pensiilor de invaliditate în județ. În urma unor sesizări anonime, conducerea Casei Județene de Pensii a demarat o acțiune de verificare a celor care încasează lunar o astfel de pensie. Hunedorenii pensionați pe caz de boală cu un dosar de pensie de invaliditate au intrat în vizorul reprezentanților Casei Județene de Pensii după ce au apărut mai multe reclamații privind modul în care se acordă aceste pensii. Numărul pensiilor de invaliditate acordate în județul Hunedoara se ridică la puțin peste 17.000 dintr-un total de 147.000 de pensii. Este un control de fond, e un control de rutină. În cele 2 luni jumate de când am preluat eu conducerea Casei Județene de Pensii Hunedoara, au sosit mai multe sesizări, unele chiar anonime, în care se fac niște plângeri. Unii posesori ai pensiilor de invaliditate nu ar beneficia în mod drept această pensie. Și atunci am hotărât să încep să verific și eu din dosarele respective. Sunt vizați toți pensionari care au domiciliu stabil în județul Hunedoara. De fapt, sunt în jur de pensii de invaliditate în jur de 17.000 din total de 147.000 total pensii pe raza județului Hunedoara. Titularii dosarelor care vor fi găsite în neregulă riscă să piardă pensia. Îi vom retrimite la reevaluare, depinde de gravitatea dosarului, la Centrul Regional de Expertiză Timișoara sau chiar la București. Riscă să-și piardă pensia în caz că s-au întâmplat unele nereguli. În special vom căuta să fim cât mai drept, deci nu căutăm nimănui bube, căutăm doar realitatea legală.
Controlele se vor întinde pe o perioadă de aproximativ 2 luni. Având în vedere că se caută soluții pentru reducerea cheltuielilor, Spitalul de Urgență din Petroșani a fost rebranșat în urmă cu puțin timp la sistemul centralizat de termoficare. Conducerea unității medicale va face o analiză și va alege cea mai economică variantă de încălzire, cea pe gaz sau termoficarea. Spitalul de urgență din Petroșani a fost rebranșat la termoficare. După mai bine de 2 ani în care încălzirea în spital s-a făcut pe gaz, unitatea medicală a fost rebranșată la sistemul centralizat de termoficare. Conducerea spitalului are posibilitatea de a alege cea mai ieftină variantă, ținând cont că se lucrează la întocmirea unui plan de reducere a cheltuielilor. Este vorba de o dorință, dacă doriți să spuneți așa, pe care am avut-o de o bună bucată de vreme, de a exista o alternativă la utilizarea gazului pentru încălzire, apă caldă în Spitalul de Urgență Petroșani. Această dorință a devenit posibilă prin colaborarea cu cei de la termoficare, unde am găsit sprijin și înțelegere și am reușit să ne, practic, să ne recuplăm după câțiva ani și la circuitul de termoficare. Acum, utilizând și varianta aceasta, vom, o perioadă de timp, vom vedea care din cele două înseamnă o economie pentru spital. Oricum, ideea de bază este că pentru spital e un lucru benefic faptul că există două alternative pentru căldură și apă caldă. Acest lucru reprezintă un beneficiu și pentru societatea de termoficare de la Petroșani. Noi am pregătit, am avut niște discuții cu directorul, cu managerul spitalului din Petroșani. Ideea a fost să creăm o alternativă la gaz și în acest sens le-am realizat o investiție în sensul în care dânșii să poată oricând stabili sursa de încălzire pe care și-o doresc, bineînțeles în funcție de costuri. Având în vedere evoluția care va fi ulterioară al prețului, atât la gigacalorie cât și a prețului la gaz, este normal să dai posibilitatea și să creezi premiza tuturor agenților economici și populației, bineînțeles, de a opta spre un sistem cu care să aibă costuri mai reduse. Dacă această soluție este una eficientă, o va spune în curând atât conducerea spitalului, care încearcă să reducă pe cât posibil cheltuielile, cât și pacienții. Astăzi, la toate agențiile de ocupare a forței de muncă din județ, a avut loc prima bursă a locurilor de muncă. La Petroșani, 10 de șomeri au venit să vadă care este oferta angajatorilor, iar 21 dintre ei au și fost selectați pentru angajare. Prima bursă a locurilor de muncă din anul 2013 a adunat la Petroșani zeci de persoane aflate în căutarea unui job. Deși bursa a fost organizată cu o lună mai devreme, numărul participanților a fost nesperat de mare comparativ cu acțiunile precedente. Oferta celor 5 angajatori prezenți la acțiunea de astăzi a fost în diverse domenii, mai puțin în construcții. Deși ne-a fost frică de bursa de astăzi, am avut destul de mulți, foarte mulți participanți. Am avut 5 agenți economici care ne-au onorat cu prezența și 38 de locuri de muncă. Legat de oferta locurilor de muncă, unii au fost nemulțumiți. Se așteptau să apară locuri de muncă în construcții, dar din păcate, din cauza vremii, aceste locuri încă întârzie să apară. Dar am avut locuri de muncă la o exploatare forestieră, la o societate comercială care lucrează în instalații electrice, în comerț și la o spălătorie auto. Deși oferta angajatorilor a fost variată, șomerii nu s-au arătat prea încântați de ea. Nu mi s-a părut deloc rezonabil, din cauza că oferta este prea mică în comparație cu numărul de participanți. Și cerințele sunt prea mari, prea mari. Deci ca să vină un agent și să ne spună că are trei locuri de muncă la un număr atât de mare de participanți, nu este rezonabil. Dumneavoastră în ce domeniu căutați? În domeniul auto.
șofer, toate gradele, electrician, dar vă dați seama, 3 locuri de muncă la atâta personal este sub orice critică. Căutăm într-un domeniu mai bine plătit, fiindcă salariile sunt cum sunt și prețurile sunt cum sunt. Și ați găsit ceva? Nu. Nu m-am mai lovit cu ofertele din România. Am lucrat 15 ani în străinătate, în Italia. Și am venit acasă, m-am întors după 15 ani, din 97 am plecat. Și să văd, poate e mai bine de stat și la noi. Ați găsit ceva? Am lăsat CD-ul la o doamnă de aici ca tafist. Tafist, nu știu, la păduri. Deocamdată să sperăm că va fi bine și pe viitor. Ce loc de muncă dorești să găsești? Ian, șofer. Acum ce se ivește? Că, da, tot cu asta mă ocup de... Și ai speranță că vei reuși? Acum vrea Dumnezeu. Eu sper, dar acum vedem. Angajatorii vin de cele mai multe ori cu condiții stricte, însă puțin dintre șomeri dețin și o calificare profesională. Destul de prost a mers, foarte puțină lume calificată în ceea ce avem noi nevoie, deci nu cred că putem selecta pe cineva. Marea majoritate întreabă de posturi de muncitori necalificați, din păcate. Am găsit spălător auto de la Autoservice N66, reprezint firma și am găsit ce am căutat eu. Da. Oamenii au fost interesați. În principiu, tineretul dorește să lucreze. Am cerut să fie absolvenți promoția 2012 și au fost. Da. Neașteptat de bine față de dățile trecute când nu prea erau la bursă. Acum a fost foarte multă lume. Într-adevăr, am putut să selectăm din persoanele care au fost. În cadrul bursei locurilor de muncă de astăzi au fost selectate 21 de persoane în vederea angajării, 20 la Petroșani și una la Petrila. Acestea urmează doar să mai confirme faptul că doresc să colaboreze cu firmele care le-au selectat. S-a dat startul manifestărilor în care iubirea este analizată, discutată și apreciată. Dragobetele, ziua dragostei la români, a fost celebrată astăzi la Petroșani. Dragostea a fost sărbătorită astăzi în cadrul forumului Pro Urbis la primăria Petroșani. Administrația locală a alocat suma de 1000 de lei în ultima ședință de consiliu pentru această manifestare la care au participat toate liceele din municipiu. Este foarte bine să ne amintim cât de des putem că jocul acesta divin al vieții ne surprinde în permanență și ne ghidează gradat, puțin câte puțin, pe măsură ce dobândim experiență, pe măsură ce trec anii peste noi, către ceea ce este esențial în viața fiecărui om. În măsura în care ne lăsăm surprinși, dar și în măsura în care devenim conștienți de acest joc minunat al vieții, descoperim că ceea ce este esențial în fiecare dintre noi este și rămâne de-a lungul timpului minunatul sentiment al iubirii. În cadrul acestei manifestări, în care dragostea a fost pusă la loc de cinste, elevii au organizat și un mic spectacol. La finalul acțiunii, participanții au primit diplome din partea administrației locale. Dragostea se va celebra și în estul Văijiului. La Petrila, îndrăgostiții de toate vârstele și nu numai pot merge la un spectacol organizat de primărie, la care intrarea va fi liberă. Și la Petrila se sărbătorește dragobetele cu muzică, dans și declarații de dragoste. Primăria Petrila organizează un spectacol duminică la Casa de Cultură Ladislau Schmidt, la care sunt invitați să participe toți cei care doresc. Organizăm în data de 24, la începând cu ora 16, la Casa de Cultură din oraș, un spectacol pentru sărbătorirea dragobetelui, a zilei îndrăgostiților pe românește, să zic așa, unde vor prezenta program grupurile de soliști vocali și instrumentiști ai Casei de Cultură, de muzică populară și ușoară, și programul se va încheia cu o discotecă.
De altfel, administrația de aici are deja în plan să organizeze un alt spectacol în luna martie dedicat femeilor. La acesta, la fel, intrarea va fi liberă. Vrem să ne organizăm, inclusiv pentru Ziua Internațională a Femeii, să organizăm un spectacol, tot așa cu intrare gratuită și pe data de 24 și pe data de 7 pentru femeile din orașul Petrila. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Mondo TV. Vă dorim tuturor în sfârșit de săptămână cât mai plăcut. Nu uitați, ne revedem luni la 17:30.